Salutare tuturor și bine ați venit la un nou webinar AWS România. Numele meu este Alexandru Costescu și sunt Startup Solution Architect în cadrul AWS. Fiind luna august, am decis să abordăm două subiecte care credem noi că sunt foarte interesante atât din punct de vedere tehnic, cât și pentru piața din România. Astăzi o să discutăm despre data warehousing în cloud și pe 26 august colegul meu Radu o să discute despre transformarea unui monolit în SaaS, în Software as a Service, cu ajutorul AWS SaaS Boost. Haideți să vedem și care este agenda noastră de astăzi. Este destul de simplă, ne vom uita la nevoile actuale pentru segmentul Analytics, ce features au mai fost lansate pentru Amazon Redshift și cum putem migra infrastructura existentă de data warehousing în cloud. Nu uitați, puteți pune întrebări și în timpul prezentării, folosind chat-ul din aplicația GoToWebinar. De asemenea, vom avea și o secțiune dedicată la sfârșitul acestui webinar. Cred că suntem gata să începem. Datele sunt în creștere, ceea ce se întâmplă de ani de zile. Cu un data warehouse local, planificarea capacității trebuie să aibă loc cu mult înainte de creșterea datelor. Odată achiziționată această capacitate, utilizarea ei rămâne relativ redusă, până în momentul în care, evident, și datele cresc. Pe măsură ce volumul de date se apropie de această capacitate, performanța încetinește, iar utilizatorii devin nemulțumiți. De asemenea, în discuțiile cu clienții noștri, am realizat că o mare parte din această creștere a volumului de date apare din cauza unei noi tipologii, să spunem, date despre evenimente, event data, ceea ce înseamnă date generate de către mașini, de la dispozitive IoT, loguri, date clickstream, date agregate din social media. Acestea ar fi doar câteva exemple din această nouă paradigmă. Probabil ați realizat până acum că data warehouse-ul tradițional nu a fost conceput, optimizat pentru stocarea acestor date nestructurate. Cu natura structurată a unui data warehouse, analiza datelor nestructurate devine o mare provocare. Pentru a obține o vizualizare completă a business-ului, lucrăm cu clienții noștri pentru a-i ajuta să obțină folosind un singur data warehouse, o întreagă viziune asupra datelor lor. Cu un data warehouse tradițional, local, este dificil să catalogați și să căutați prin toate datele dumneavoastră, deoarece arhitecturile de date tradiționale nu au fost create pentru acest lucru. Deși pot exista date în silozuri sau chiar există cazuri de date centralizate într-un data warehouse al companiei, este extrem de costisitor să construiești ETL pentru a muta acest tip de date și această soluție nu va scala pe termen lung. Ritmul business-ului continuă să accelereze, iar utilizatorii business doresc rezultate analitice cât mai aproape de momentul de zero, să spunem, cât mai aproape de real time.
nu vor să aștepte un ingest zilnic pentru a avea acces la surse noi de date. De asemenea, aplicațiile de business au nevoie să interogheze aceste date în timp real. Migrarea de la vechile data warehouse-uri on-premise oferă posibilitatea de a beneficia de performanță și disponibilitate, cost și flexibilitate fără a compromite securitatea unui data warehouse. Aflăm din discuțiile cu voi că există o nevoie să se extragă mai multă valoare din datele pe care fiecare companie le colectează și le folosește ca parte a procesului de business. Dar că există ceva probleme în a capta, stoca și analiza datele generate de o companie modernă astăzi. Datele cresc exponențial, sunt din surse diverse, trebuie accesate și analizate în siguranță de către oricâte aplicații și persoane. Asta înseamnă că avem nevoie de date într-un volum, varietate și viteză diferită. Avem nevoie de performanță a sistemului, de varii opțiuni de analiză pentru a reuși să extragem valoarea din aceste date și toate aceste lucruri sunt în sisteme care sunt dificil de gestionat, atât când vorbim de task-uri administrative, cât și la nivel de operare. Iar toate aceste lucruri trebuie făcute într-un mod sigur și conform cu procedurile și nivelurile de acces definite pentru businessul în care activați. Datele sunt valoroase și noile cerințe provoacă presiune asupra acestor arhitecturi tradiționale. Datele noi, non-relaționale, bazate pe evenimente, sunt generate într-un volum ridicat care poate ajunge la exabiți. Un data warehouse tradițional nu este optimizat pentru stocarea acestor date non-relaționale, deoarece el a fost conceput pentru date relaționale la scară de petabytes. Acum, pe măsură ce volumul și viteza datelor continuă să crească, trebuie să găsiți o valoare nouă în toate aceste date, preferabil cu o singură vizualizare. Datele despre evenimente nu ar trebui să fie izolate de datele companiei, iar data warehouse-ul ar trebui să poată ține pasul cu creșterea masivă a volumului, a vitezei și a varietății datelor dumneavoastră. Există o oportunitate imensă de analiză a acestor date și nu numai de a analiza datele separat, ci de o analiză completă în comun a tuturor datelor pe care le aveți. Combinând date despre business cu datele generate de diversele dispozitive pentru a răspunde la întrebări mult mai sofisticate, să spunem end-to-end, pentru a obține acel avantaj competitiv. De exemplu, combinarea datelor privind veniturile cu datele preluate dintr-un clickstream pot răspunde la întrebări despre comportamentul clienților pe website și ce fac înainte de a
cumpăra. Înainte de cloud computing, trebuia să faceți overprovision. Nu exista o altă modalitate pentru a vă asigura că aveți suficientă capacitate pentru a gestiona operațiunile comerciale la nivelul maxim. Acum puteți furniza cantitatea de resurse de care aveți de fapt nevoie în acel moment al business-ului. Știind că puteți scala instantaneu în sus sau în jos în funcție de nevoile business-ului vostru. Acest lucru reduce costurile și îmbunătățește capacitatea de a satisface cerințele atât utilizatorilor interni, cerințele de business pe care le aveți, cât și cerințele clienților voștri. De asemenea, aveți agilitatea de a testa soluții noi, rapid și simplu. Cloudul vă permite să inovați mai repede, deoarece vă puteți concentra pe resursele IT valoroase, pe activități strategice cu valoare adăugată care vă diferențiază afacerea și transformă practic experiențele pe care le au clienții voștri. De exemplu, în loc să gestionați backup-urile și patch-urile, puteți petrece acel timp construind soluții de analiză mult mai profundă, de la dashboard-uri pentru a oferi business intelligence aproape în timp real mai multor utilizatori din întreaga companie, până la modele de date care pot fi utilizați de data scientist pentru a vedea în ce direcție se îndreaptă piața, ce acțiuni cheie ar trebui să le întreprindă compania voastră pentru a rămâne relevantă în viitor. Cloudul vă permite să schimbați cheltuielile de capital, cheltuielile cu hardware-ul, cu centre de date, cu servere, pentru cheltuieli variabile și să plătiți pentru această infrastructură pe măsură ce o folosiți și consumați. În plus, aceste cheltuieli variabile sunt mult mai mici decât ce ați putea să faceți voi individual din cauza scării la care operează AWS. AWS Analytics ajută organizațiile să treacă rapid de la date la răspunsuri, oferind servicii de analiză mature și integrate, de la Data Warehouse în cloud, la Data Lakes serverless. Obținerea rapidă a răspunsurilor înseamnă a petrece mai puțin timp făcând muncă manuală, configurând servicii de analiză în cloud pentru a lucra împreună. AWS vă ajută să faceți exact acest lucru, oferindu-vă în cloud capacitate de stocare, de calcul, infrastructură de rețea pentru a satisface nevoile specifice oricăror sarcini de lucru analitic. O stivă de analiză complet integrată cu un set matur de instrumente, cea mai bună performanță și cel mai mic cost de analiză, precum și o platformă cuprinzătoare adoptată la scară largă pentru analize predictive bazate pe machine learning. Avem și cel mai mare portofoliu de servicii, atât la nivel de baze de date, atât relaționale, non-relaționale,
baze de date pentru evenimente de tip time stream, baze de date orientate către Hadoop și Spark prin intermediul EMR. Deci un portofoliu divers orientat către orice workload, orice tip de workload. Pentru a realiza valoarea datelor și a profita de avantajele adoptării tendințelor care tocmai le-am discutat, clienții se îndreaptă din ce în ce mai mult către arhitecturile având la bază un data lake. Amazon Redshift este un data warehouse în cloud, este un lider de piață în ceea ce privește capacitatea de a trăi și de a se integra cu arhitectura voastră curentă de date și cu arhitecturile mai complexe care includ data lakes. Acest lucru înseamnă că obțineți datele dumneavoastră relativ statice de afaceri din data warehouse-ul existent, cu toate avantajele unui data warehouse tradițional, care este rapid, ușor de configurat și de utilizat, cu capacitatea de a rula interogări complexe, analitice, peste petabytes de date structurate. Dar Redshift este special deoarece este singura soluție care vă oferă un picior în partea de data warehousing și un picior într-un data lake. O numim noi afectuos lakehouse. Amazon Redshift este singurul depozit de date care extinde interogările voastre peste un data lake în S3 fără a fi nevoie să mutăm sau să transformăm aceste date. Cu Redshift Spectrum puteți interoga diverse formate open de fișiere, cum ar fi CSV, JSON, ORC, Parquet și multe altele direct în S3. Acest lucru vă oferă flexibilitatea de a stoca date foarte structurate, accesate frecvent în Redshift și să păstrați exabytes de date structurate și nestructurate în S3 și să le interogați pe ambele fără a avea nevoie de soluții diferite pentru a vă furniza informații unice pe care nu le-ați fi putut obține altfel. Cu capacitatea Redshift Data Lake Export puteți de asemenea să salvați rezultatele unei interogări pe care ați făcut-o în Redshift într-un data lake în format Parquet. Astfel puteți să efectuați analiza acestor date cu servicii de tip Elastic MapReduce, Athena sau integrate aceste rezultate într-un model de machine learning cu ajutorul SageMaker. Pentru a exporta date în data lake-ul dumneavoastră, pur și simplu puteți efectua acest lucru prin intermediul unei simple comenzi Redshift Unload din codul dumneavoastră SQL, specificați Parquet ca format de fișier, iar Redshift se ocupă automat de formatarea datelor, partiționarea și popularea lor în S3. Redshift este cel mai rapid data warehouse din lume, cu o performanță de până la 3 ori mai mare decât orice alt data warehouse din cloud și continuă să devină din ce în ce mai rapid.
îmbunătățirile și optimizările continue ale performanței au făcut Redshift de 10 ori mai rapid decât în urmă cu doar 2 ani. Acest lucru este posibil datorită lecțiilor învățate de la clienți și în urma procesării a peste 2 exabytes de date zilnic ca parte a serviciului oferit vouă. AWS are capabilități cuprinzătoare la nivel de securitate pentru a satisface cele mai exigente cerințe, iar Amazon Redshift oferă o securitate mai bună, disponibilă imediat, fără costuri suplimentare. Clienții pot cripta datele at rest și în tranzit folosind standarde militare, pot izola clusterul folosind Amazon VPC și pot gestiona aceste chei prin intermediul Amazon Key Management Service, precum și module dedicate pentru partea de securitate hardware prin intermediul Cloud HSM. Redshift, în mod implicit, este conform cu cerințele SOC 1, SOC 2, SOC 3, PCI DSS Level 1, DoD și HIPAA. Redshift este simplu de configurat și operat, iar majoritatea sarcinilor administrative sunt automatizate, cum ar fi backup-ul, replicarea. Redshift oferă backup-uri automate, este fault tolerant și oferă flexibilitate la nivel de query. De asemenea, efectuează automat sarcini de întreținere, precum vacuum și analyze, alege automat diferitele stiluri de distribuție pentru tabele, adaugă clustere pe măsură ce nevoia de concurență crește și optimizează interogări. Dacă aveți experiență în fine-tuning-ul și administrarea unui data warehouse, aveți de asemenea opțiunea de a prelua mai mult control când este nevoie. Redshift oferă o gestionare avansată a fiecărui workflow, să puteți gestionați regulile de monitorizare a interogărilor, valori detaliate de monitorizare, ceea ce vă permite să faceți fine-tuning oricărui workflow pentru a vă satisface nevoile de performanță. Noile capabilități sunt lansate în mod transparent, evitând nevoia de a programa partea de upgrading și patching. De asemenea, veți beneficia de asistența noastră și de un SLA de 99,9%. Alături de multitudinea de clienți pe care i-aș menționa acum, ca Pfizer, McDonald's, Intuit, vă puteți alătura și voi. Haideți să ne uităm acum cum arată și migrarea de la un data warehouse tradițional către Redshift. Ce am adus noi în plus pentru a facilita aceste migrări și ce tool-uri puteți folosi pentru a accelera aceste migrări. Procedurile stocate sunt unul dintre subiectele pe care le-am abordat destul de des cu clienții noștri. Ele sunt utilizate pentru a încapsula logica, pentru transformarea datelor, pentru validarea datelor și pentru logica specifică business-ului. Combinând mai mulți pași SQL într-o procedură stocată, practic reduceți călătoriile dus întors între aplicațiile voastre și baza de date. Până acum, clienții care foloseau proceduri stocate în data warehouse-uri vechi trebuiau să ia în considerare reimplementarea
logicii prin servicii precum Amazon EMR, Elastic MapReduce, înainte de a migra la un data warehouse în cloud. Acum, acești clienți își pot aduce procedurile stocate existente în Amazon Redshift și, practic, se reduce efortul de migrare. Suportăm normal în Redshift ca limbaje pentru procedurile stocate atât PL cât și PG SQL. Amazon Redshift acceptă acum controlul accesului la nivel de coloană pentru tabelele locale, date native în Redshift. Deja exista suportul Redshift pentru privilegii la nivel de coloană în tabelele externe pentru Redshift Spectrum, tabele stocate în S3. Până la această lansare, clienții cu mai multe tabele trebuiau să împartă aceste tabele în grupuri de mai multe clustere sau să mute unele tabele în S3. Acum, practic, clienții își pot migra sarcinile de lucru, își pot migra data warehouse-urile cu o multitudine de tabele foarte simplu, fără a mai fi nevoie să facă această segmentare. Amazon Redshift a lansat suportul pentru procesarea spatial data nativ în noiembrie 2019 cu un nou tip de date, polymorph geometry, și mai mult de 40 de spatial functions în SQL. Amazon Redshift acceptă peste 30 de noi funcții spațiale, cum ar fi validarea, simplificarea geometriilor și noi relații spațiale, cum ar fi crosses and contains properly. Redshift are acum suport nativ pentru tipurile de date time și time TZ. Tipul de date time stochează ora din zi fără informații despre fusul orar, iar time TZ stochează ora din zi, inclusiv informații despre fusul orar. Acest nou tip de date se bazează pe suportul existent în Amazon Redshift pentru tipurile de date date, timestamp, timestamp TZ, care pot stoca date și valori despre dată și oră. Am adăugat și un suport nativ pentru date semi-structurate, care vă permite să stocați, să ingerați și să descărcați date JSON nativ în Redshift. Noul nostru tip de date, îl denumim Super, poate stoca aceste date semi-structurate. Un lucru foarte interesant și care este specific strict Redshift și strict în Amazon este utilizarea Lambda ca un user defined functions. Avem această funcționalitate și la bazele de date relaționale în interiorul Amazon Aurora și puteți să o faceți și în Redshift. Practic puteți defini o funcție Lambda unde puteți avea o logică mult mai complexă decât într-o procedură stocată și o puteți chema într-un SQL ca un UDF obișnuit. Practic, vedeam și în acel exemplu, să mă întorc un pic la el, puteți să faceți lucruri destul de complexe, puteți gândi o logică în care să vă duceți către un third party supplier care vă oferă o porțiune din date sau alt fel de date pentru a îmbogăți practic atât analiza cât și rezultatele obținute. Totul prin implementarea Lambda ca UDF.
Un alt lucru care este specific Amazon Redshift este această monitorizare și continuous improvement pentru toate operațiunile pe care le realizați în cluster. Fie că discutăm de monitorizarea continuă a workload-urilor utilizatorilor, folosind algoritmi sofisticați pentru a găsi modalități de a îmbunătăți așezarea fizică a datelor, pentru a îmbunătăți și a optimiza viteza de interogare, cât și interogările în sine. Prin această utilizare a automatizării pentru a optimiza clusterul, clienții pot reduce și costurile administrative cu Amazon Redshift, obținând în același timp cele mai bune performanțe posibile. Optimizarea automată a tabelului setează cele mai bune chei de sortare, de distribuție, pentru a obține performanța la volumul de lucru actual al clusterului. Dacă Amazon Redshift stabilește că aplicarea unei chei va îmbunătăți performanța, tabelele vor fi modificate automat, fără a necesita vreo intervenție din partea voastră sau a administratorului data warehouse-ului. Funcții suplimentare ca automatic vacuum delete, automatic table sort și Automatic Analyze elimină necesitatea întreținerii și optimizării manuale a clusterelor Redshift și asta ne asigură cele mai bune performanțe pentru toate tipurile de clustere, fie că discutăm de clustere noi și workflow-uri de producție, fie că discutăm de workflow-uri de development. Pentru a obține o valoare și mai mare din Redshift, am îmbunătățit și Workload Manager prin utilizarea Machine Learning pentru a obține mai multe transferuri de interogare pentru workflow-uri cu prioritatea ridicată. Acest lucru înseamnă că puteți rula mai multe interogări fără a adăuga noduri suplimentare, deci automat înseamnă o optimizare și la nivel de costuri. Și căutăm întotdeauna modalități de a face tuning pe interogările voastre pentru a obține viteza maximă. Cu Materialized View, Automatic Refresh and Rewrite of Materialized View, interogările pot beneficia de vizualizările acestea materializate existente și le pot utiliza automat fără să fie nevoie să modificați voi ceva în SQL. De asemenea, dacă discutăm de aceste tuning-uri automate, vreau să vă mai spun încă o dată că nu sunt necesare adică nu este necesară aplicarea lor tot timpul. Dacă voi aveți experiență în optimizarea unui data warehouse, aveți nevoi specifice, puteți menține acel control și să stabiliți voi exact ce și cum se optimizează sau să faceți aceste optimizări manual. Aveți această oportunitate fără niciun fel de problemă în Amazon Redshift. Acum să mergem către tool-urile de migrare. Avem două modalități de a realiza aceste migrări. Fie prin schema Conversion Tool, am mai discutat în unele din primele noastre videouri de pe canal despre schema Conversion Tool și de Database Migration Service. Practic, avem un serviciu dedicat migrărilor de baze de date, fie că discutăm de baze de date relaționale, de NoSQL-uri sau de popularea unui data warehouse. Vă puteți folosi de aceste servicii fără nicio problemă, iar cu ajutorul schema Conversion Tool puteți să treceți de la engine-uri comerciale
către engine-uri open source sau Amazon Aurora sau iarăși de la engine-uri comerciale către Redshift. Cum vedem și în, și în această schemă, practic odată folosit schema conversion tool, acesta va crea un assessment report, se va uita la baza de date sursă, la acea destinație pentru a vedea dacă apar incompatibilități, va converti schema și vă va reliefa dacă sunt elemente care sunt incompatibile sau ar trebui rescris. Lucru care normal vă dă vouă atât siguranța că migrarea odată terminată va funcționa cum trebuie, precum și nivelul, să spunem, de efort pe care ar trebui să-l faceți dacă există elemente care nu pot fi migrate în acel moment. De asemenea, oferim și data extractors cu schema conversion tool. Puteți să instalați acești extractor pe o instanță EC2 sau oriunde altundeva. Se vor conecta la baza voastră de date sursă după ce este convertită schema și vor începe să extragă datele și le vor încărca în Redshift. Practic este o modalitate foarte simplă de a popula un data warehouse. De asemenea, suportăm și alte tipuri de migrări, toate prin intermediul AWS DMS. Practic, puteți face aceste migrări din on-premise în AWS, în interiorul AWS, din alt cloud în AWS, puteți migra între diferitele tipuri de engine-uri de baze de date, puteți face conversii ale schemelor on the fly, puteți face data replication pentru near zero downtime, toate aceste lucruri fiind disponibile out of the box cu AWS DMS. Cam asta am avut pentru astăzi, dar înainte să închei, din nou vreau să vă spun că avem toate videourile și toate materialele la care lucrăm uploadate pe canalul nostru de YouTube. Cum spuneam și dățile trecute, dacă aveți subiecte care vi se par interesante și le vreți discutate, nu ezitați să ne contactați. Ne-ar ajuta foarte mult un like, un share, un subscribe la canal. Pe lângă canalul de YouTube, avem și grupurile de meetup, cel din București, cel din Cluj. Cu căldură vă invit să participați la evenimentele de acolo, sunt foarte interesante, discuțiile sunt libere și orientate către real world use cases. Deci, overall, puteți extrage foarte multe cunoștințe participând la aceste discuții. Dacă aveți întrebări, eu voi mai rămâne alături de colegii mei încă câteva minute pe chat. Deci vă așteptăm acolo. Eu sunt Alexandru Costescu și vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Să aveți o zi extraordinară și o lună august cât mai plăcută. La revedere!